Cea de-a doua ediție a întâlnirii bilaterale dintre autoritățile locale și județene din județul Mehedinți și județul Bor din Serbia, intitulată Punțile Prieteniei, s-a desfășurat astăzi în comuna Ișelnița, gazda fiind primarul Marius Vâșcă. La acest eveniment inedit au fost prezente atât autoritățile locale cât și cele județene din ambele țări. Cele mai timpurii izvoare ale istografiei românești, dar și numeroasele toponime, atestă prezența elementului sârbesc în toate provinciile istorice ale României de astăzi, încă din evul mediu timpuriu. În special în județul Mehedinți, comunitatea etnicilor sârbi a fost dintotdeauna respectată, existând aceleași sentimente și pentru românii de peste Dunăre din partea poporului sârb. Primarul comunei Ișelnița, Marius Vâșcă, a fost gazda acestui eveniment, ce are drept scop realizarea unei mai bune colaborări pentru rezolvarea nevoilor prioritare a celor două unități riverane Dunării, care conțin un număr foarte mare de etnici. Stimați invitații administrațiilor publice naționale, județene și locale, ai structurilor teritoriale ale județului Mehedinți, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de participare în vederea implementării proiectului nostru comun, reuniunea administrațiilor publice riverane Dunării, Punțile Prieteniei, ediția a doua. După cum știți, acest proiect a luat naștere la inițiativa domnului primar Nicolae Curi, primarul comunei Ișelnița, județul Mehedinți. Autoritățile din județul Mehedinți își doresc să mențină legăturile strânse pe care le-au format cu vecinii sârbi, deoarece acestea implică dezvoltarea ambelor comunități din punct de vedere cultural, economic, tradițional și turistic. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost onorat să participe la această reuniune a autorităților riverane Dunării, intitulată Punțile Prieteniei. Așa cum îi spune și numele, această reuniune a avut drept scop amintirea tuturor reușitelor contorizate în urma colaborării dintre cele două comunități. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, amintind de programul regional de cooperare transfrontalieră România-Serbia, care a adus numeroase beneficii de ambele părți ale Dunării. Programul de cooperare transfrontalieră este unul din aceste programe care se adresează comunităților în județele riverane Dunării, dar din păcate cuantumul sumelor puse la dispoziție acestor administrații este mult prea mic, pe de o parte raportat la nevoile comunităților, de altă parte raportat la cuantumul fondurilor puse la dispoziție de Comisia Europeană. Din propria experiență administrativă, vă spun că cu ajutorul acestor fonduri europene, în județul Mehedinți, infrastructura de apă și canalizare, infrastructura rutieră, infrastructura de sănătate și de educație au fost în mare parte puse la punct cu ajutorul acestor fonduri. Nu există comună în județul Mehedinți care să nu fie accesat fonduri europene sau fonduri guvernamentale, care să nu aibă cel puțin rețele de alimentare cu apă, școlile reabilitate, drumurile asfaltate, iluminatul public pus la punct. Cea mai bună dovadă este prezența domnilor primari alături de noi, primari ale cărori comune și inclusiv municipiul Reședință de Județ au beneficiat din plin de aceste proiecte cu finanțare guvernamentală sau din fonduri europene. Întorcându-mă la programul regional de cooperare transfrontalieră, Consiliul Județean Mehedinți a avut proiecte și va avea în continuare finanțate din acest program, iar în acești ani am ajuns la concluzia că am avut o foarte bună colaborare cu administrațiile din Serbia, chiar mai mult, au fost un exemplu pentru noi. Asta și datorită faptului că legislația la dumneavoastră este mult simplificată și mereu ați fost înaintea noastră în ceea ce privește procedurile derulate în cadrul proiectului. Cred că în continuare vom avea o foarte bună colaborare. Ne ajută și experiența acumulată în implementarea fondurilor europene și pe noi și pe dumneavoastră. Vă urez succes tuturor și să ne vedem cu bine la următoarea ediție a Punților Prieteniei. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a subliniat importanța acestei colaborări dintre cele două țări de pe malul Dunării, având în vedere potențialul turistic uriaș și nu numai al României, cât și al Serbiei. O bună colaborare ale celor două comunități conduce inevitabil la o dezvoltare armonioasă ale celor două regiuni și la creșterea condițiilor de trai de ambele părți ale Dunării. Importanța acestor proiecte este evidentă. Vorbim de fonduri europene, care sigur că se reflectă în nivelul de trai al comunităților pe care dumneavoastră le reprezentați. Legăturile dintre zonele noastre sunt tradiționale, sunt istorici. Au funcționat foarte bine de-a lungul vremurilor și au fost favorizate și de faptul că pe cele două maluri există comunități etnice puternice. Pe aceste fundamente, pe aceste relații bune, cred că putem dezvolta în continuare parteneriate în diverse activități
culturale, turistice și în toate domeniile. Așadar, primarul comunei Svinița a propus ca aceste două comunități să creeze două asociații reprezentative pentru a sensibiliza latura europeană în vederea obținerii de fonduri europene pentru continuarea numeroaselor proiecte necesare pentru dezvoltarea și mai profundă a celor două zone. Plecând de la premisa că România are doi vecini cu care nu s-a certat niciodată, Serbia și Marea Neagră, primarul comunei Svinița a punctat faptul că ambele comunități trebuie să se sprijine reciproc, oferind respect și ajutor atât pentru comunitatea sârbă care conviețuiește alături de români în județul Mehedinți, cât și pentru românii care conviețuiesc pe teritoriul Serbiei. Vin cu ideea că ar trebui în pasul următor să facem două asociații. Una fie primăriile din România și una pe partea sărbească, primăriile din Serbia. Aceste două asociații, organizații, să acceseze proiecte de cu sume mult mai mari și ar putea proiecte direct de la Bruxelles. Ar trebui să ne gândim serios la această oportunitate. Eu sunt sigur că din partea noastră nu ar fi probleme, deoarece avem ajutorul președintelui Consiliului Județean și ajutorul domnului prefect al Prefectului Mehedinți. Deci autoritățile ne-ar susține întru totul. Sub dominanta valoare Dunărea nu ne desparte, ne unește, reprezentanții autorităților județene cât și locale din cele două județe vecine au discutat despre buna colaborare dintre cele două țări și numeroasele proiecte cu beneficii vizibile atât pentru județul Mehedinți cât și pentru județul Bor. Ce pentru mine e important, pe lângă faptul că cei din România sunt extraordinari de profesioniști și au și toată înțelegerea umană pentru partenerii săi. Un număr mare de proiecte a fost încheiate și un număr mare de proiecte a fost predat pentru următoarele perioade. Am avut ocazia ca la în România să văd ce s-a făcut cu acele proiecte și de asemenea am văzut și în Serbia care au fost beneficiile acestor parteneriate cu administrațiile locale. Nu numai că susțin aceste întâlniri și această prietenie și în următorii 5 ani voi stimula și voi încerca ca toți partenerii din Serbia să intre în aceste programe. Împreună cu ceilalți colegi ai mei primari ne exprimăm speranța că în viitor vom participa la întâlniri care să ne facă să legăm și mai trainic prietenia dintre comunele noastre cu orașele și comunele pe care voi le păstoriți. M-aș bucura ca în primul rând să sedimentăm prietenia dintre noi și legăturile dintre poporul român și sârb la nivelul nostru de comunități mai mici. Este nevoie să colaborăm, să cooperăm împreună pentru binele comunităților pe care le conducem. În calitate de președinte al Asociației Comunelor din România, filiala județului Mehedinți, mi-am dorit ca întotdeauna să fiu aproape de primar și împreună să facem o echipă puternică și cu siguranță voi acheza și eu la ce a spus Nicu, să încercăm să formăm o asociație formată din cât mai mulți primari pentru a putea accesa acele fonduri direct de la Bruxelles. Fie că am avut ajutorul președintelui Consiliului Județean Aladin Georgescu, fie că am avut sprijin de la fost secretar de stat în diferite ministere și aici nu pot să nu vorbesc despre prietenul meu, actualmente deputatul Alin Chirita, am dezvoltat comunitatea pe care o reprezint în mai mult de un mandat de primar, sunt la al doilea mandat de primar. Este adevărat că ne ajută foarte mult în dezvoltarea comunităților fondurile europene. Pot să spun că la momentul acesta deja am semnate contracte de finanțare pe fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană în valoare de 10 milioane de euro. Elementul care unește cele două țări sunt comunitățile etnice, care trăiesc într-o armonie continuă ce datează din cele mai îndelungate timpuri. Scopul principal al acestui eveniment este utilizarea și crearea oportunităților de implementare a proiectelor comune prin fonduri europene, proiecte transfrontaliere IPA-România-Serbia, fonduri IPA, programe Interreg, fonduri internaționale sau guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii locale, economiei, turismului, schimburilor cultural-sportive, care împreună au menirea să ducă la ridicarea standardului de viață în toată clisura Dunării. Evenimentul s-a aflat la cea de-a doua ediție, următorul dorind să se desfășoare de partea cealaltă a Dunării, la vecinii sârbi.